Salut și bine ai venit la Gânduri cu Tâlc. Sunt Camelia Tița, prietena ta, și astăzi vreau să-ți transmit o idee despre ce înseamnă să greșești. Știu că am vorbit ieri despre greșeală. Dar, dragii mei, cineva a zis că unele cărări minunate nu poți să le descoperi decât dacă rătăcești drumul. Mare dreptate are. Vi s-a întâmplat vreodată să explorați o pădure, de exemplu, locuri necunoscute, și să te abați de la drumul principal, să te rătăcești. Și pentru că te-ai rătăcit, să descoperi niște locuri deosebite, cu totul noi, pe care nu le văzusei, atât de frumoase, sălbatice, cu flori, cu ciupercuțe, cu peisaj, cu soare, cu vegetație, cu, nu știu, ce s-a întâmplat vreodată, cu o apă pe care nu știai că se află în apropiere și, mă rog, cu alte elemente noi de care nu știai și le-ai descoperit din greșeală. Dragilor, nu numai fizic se poate întâmpla asta, ci și în viață. Poți să te rătăcești, de exemplu, să te dea afară de la un serviciu și să-ți descoperi vocația, să descoperi că îți place să cânți la un instrument, să te ocupi de asta și ulterior să-ți găsești pasiunea făcând acest lucru la alt nivel. Mă gândeam acum la descoperirile de care ne bucurăm cu toții, care cele mai multe au fost făcute din greșeală, da? Din greșeală. Oamenii îndrăzneți, cutezători în minte, au încercat tot felul de experimente și din încercările lor au ieșit tot felul de greșeli și din greșelile lor au ieșit lucruri frumoase. Să admitem că din greșeli pot să se nască lucruri frumoase și să nu mai vedem neapărat greșeala ca pe un lucru rău, ci doar ca pe o experiență nouă, ca pe un lucru nou, o situație nouă, care ne poate duce la descoperiri minunate. Dându-ne voie să trecem dincolo de minte și de judecata noastră din ego, că am dat un bar, că am greșit, că ia uite ce nasol e și așa. Dacă ne-am dat voie să explorăm acea situație cu alți ochi, ai curiozității copilărești, hai să vedem de ce ar trebui să ajung aici, ce descoper, ce e aici. Eu cred că am fi mirați și mult ne-am folosit dacă ne-am dat voie să înțelegem și din această perspectivă de ce se întâmplă lucrurile într-un anumit fel rău după judecata noastră. Vă pup și să ne fie de folos!